Este informația momentului. Președintele României, Klaus Iohannis, a ajuns și el la Kiev în urmă cu doar câteva minute. Acesta se va alătura delegației formate din președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi. Toți se vor întâlni cu Volodymyr Zelensky. Ne întoarcem la colega mea, Gabriela Mihai, vine cu mai multe detalii despre acest subiect. Sunt și fotografii apărute deja în presă cu președintele României, care, vă spuneam, a ajuns în urmă cu puțin timp la Kiev. Gabi, te rog, ce date suplimentare ai? Bun găsit, vorbim despre fotografii în care se vede cum președintele României, Klaus Iohannis, a ajuns în gara din Kiev, întâmpinat de o delegație de oficiali ucrainieni. Urmează să se alăture așadar celorlalți lideri europeni. Vedem și o postare pe pagina de Facebook a președintelui României, Klaus Iohannis, în care spune, citez: mă aflu astăzi la Kiev, alături de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz și prim-ministrul italian Mario Draghi, pentru a ne arăta sprijinul puternic și solidaritatea deplină față de președintele Zelensky și de poporul ucrainean. Această agresiune ilegală, nejustificată și neprovocată din partea Rusiei trebuie să înceteze, am încheiat citatul. Așadar, în scurt timp, președintele României, Klaus Iohannis, se va alătura celor alți trei oficiali ajunși deja acolo. Cei trei au mers pe un alt traseu, încă de azi noapte, în același tren și, bineînțeles, că au discutat și despre cum se vor prezenta astăzi în fața președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky. Urmează să aibă loc o întâlnire între președintele României, Klaus Iohannis, Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. Nu sunt foarte multe date referitoare la programul oficial, tocmai din motive de securitate, însă în cadrul acestei întâlniri vor fi abordate subiecte extrem de importante și iată că această întâlnire vine practic cu puțin timp înainte de summitul NATO de la Madrid. Ce este însă important de precizat în aceste momente e că ulterior acestei întâlniri pe care o vor avea cei cinci oficiali, va avea loc și o conferință de presă și bineînțeles că vom afla până la urmă și care au fost principalele teme de discuție. Știm că Ucraina își dorește mai multe arme, își dorește să deblocheze și exportul de cereale, având în vedere situația provocată de invazia rusă. Pe de altă parte, știm că se va discuta cel mai probabil și despre situația refugiaților ucraineni în statele europene, în contextul în care prin România au trecut foarte, foarte mulți cetățeni ucraineni. Așadar, vom vedea acele declarații de presă, conferința de presă organizată la finalul întâlnirii de astăzi, care va avea loc la Palatul Prezidențial din Kiev. Mulțumim foarte mult, Gabi!